Avem un nou unboxing. Amaran Spotlight SE. Astăzi nu vorbim despre lumini, ci vorbim despre mai mult un accesoriu pe care îl folosești împreună cu o lumină, orice lumină cu montură Bowen. Dar să vorbim în primul rând de packaging. Știm că cei de la Amaran în trecut ne trimiteau orice fel de produs în cutii de carton. Erau într-adevăr cu niște foam înăuntru, tăiat, făcut special ca să-ți intre lumina. Da, mai nou, vedem că cei de la Amaran investesc puțin mai mult în ceea ce privește produsele lor și vin acum cu niște cutii foarte faine care au și mâneri și practic tot ce-ți oferă cutia asta este un transport safe și sigur. Hai să vedem ce se află înăuntru. Bineînțeles, când deschidem cutia, ne lovim de o compartimentare pentru fiecare chestie în parte, dar vedem că este aici și un loc sau două locuri goale care nu știu exact, probabil că poți să-ți cumperi chestii în plus și să le folosești împreună cu spotlight-ul ăsta. Ăsta e pachetul basic, să zic așa, adică nu am cumpărat nimic în plus la el. Practic aici se află doar scula principală, spotlight-ul, care hai să vedem cum arată. De la prima atingere îmi dau seama că este făcut dintr-un material foarte, foarte durabil, un material care cred că rezistă foarte bine la căldură, pentru că, având în vedere că, practic, spotlight-ul ăsta e ca și cum ai folosi o lupă și soarele, adică este un nivel foarte, foarte mare de căldură care trece prin aceste lentile, despre care o să vorbim imediat. Chiar avem un mesaj de atenționare în care ne este interzis să folosim acest spotlight cu lumini mai puternice de 300W. Vă dați seama că cei de la Aperture sau Amaran au făcut o grămadă de teste pe spotlight-urile astea, încât să știe exact cum funcționează și până unde e capacitatea lor maximă. Da, eu vă zic, cred că de asta se numește și SE, pentru că are o limită cumva, dar este mai mult decât perfect pentru... Adică ce se mai, o poți folosi în scopuri comerciale 100%, adică poate fi o sculă sau este de fapt o sculă considerată a fi profesional. Da, hai să analizăm un pic jucăria asta. Vedem că avem aici un knob roșu pe care, dacă îl deschidem, avem acces la focalizator. Evident, acest focalizator, după cum i-am și spus, focalizează, concentrează lumina. Pe lângă focalizator avem aici patru mânere, sau nu știu cum să le numesc mai exact, care ne ajută să închidem, de fapt, acoperim o porțiune din LED și să iasă mai puțină, mai multă lumină, depinde de ce efect vrem să facem sau cum ne dorim să arate până la capăt lumina. Poate că la mulți dintre voi, cei care nu aveți legătură cu domeniul ăsta foto-video, să vi se pară că bucata asta de metal cu două sticle în ea valorează cam mult. Dar lăsăm prețul la final după ce vedem ce poate să facă mai exact chestia asta. Pe lângă spotlight în cutie mai avem și un holder care o să vă arăt imediat pentru ce este. Ăsta practic se bagă între lentile, exact așa, și îți permite să folosești șabloanele. Partea cea mai interesantă, șabloanele, împreună cu Spotlight SE o să primești 15 șabloane cu tot felul de pattern-uri. Hai să trecem rapid prin ele să vedem ce face fiecare. Avem aici un șablon care cred că ar putea imita niște geamuri, zic eu. Următorul șablon ar fi, cred că, un foc sau ceva de genul, ceva mai tribal din punctul meu de vedere, dar este foarte tare. Avem aici un pattern de trăsnet sau fulger, cred, sau dacă îl întorci invers, copac, foarte tare și ăsta. Avem aici următorul, care este un pattern cu niște cerculețe de la mic la mare, este un X pe mijloc dacă ne uităm bine. Și asta mi se pare că arată super tare. Avem aici niște linii, așa, niște forme mai abstracte, să-i zicem, și asta pare interesant. Următorul cred că ar putea imita de fapt lumina soarelui care trece prin frunzele copacilor și ar lăsa pattern-ul ăsta, cel puțin așa mi inspiră mie din ce văd. Următorul niște cărămizi, un perete de cărămidă care arată super interesant din punctul meu de vedere. Next, niște linii verticale sau orizontale, depinde cum întorci cercul ăsta. Mergem la următorul, care este un gard, un fence din ăla din sârmă, care arată super, super tare. Următorul, bineînțeles, logo-ul la Aperture. Următorul pattern sunt niște linii așa mai random, care cred că și ăsta arată tare. Din nou, ceva linii abstracte, foarte tare arată și ăsta. Avem iară niște cercuri, niște cerculețe de dimensiuni diferite, cred că sunt două dimensiuni de cerculețe, care distribuite random. Mai avem aici niște nori, ăștia 100% sunt niște nori care cred că arată mișto, sincer să fiu. Și ultimul și cel mai folosit în videoclipurile pe care le vedeți la foarte mulți influencer sau în filme sau așa, este pattern-ul de jaluzele, lumina care intră printre jaluzele, care arată super tare. De ce sunt atât de speciale șabloanele astea? Pe lângă că au formele astea super interesante, ele au un coat pe ele, o vopsea care absoarbe foarte mult lumina, deci nu reflectă, nu o să ai imperfecțiuni în proiecția pe care o să o ai împreună
împreună cu Spotlight SM. Înainte să vă spun cât costă treaba asta, v-aș ruga tare mult să dați un like și să mergem la acțiune. Adică să vedem cum funcționează toată treaba asta. Pentru partea de proiecție mă voi folosi de un Amaran 300C, care este o lumină RGB. Dar o să lăsăm lumina asta pentru un alt episod, acum o să testăm Spotlight-ul ăsta. După cum vă ziceam, Spotlight-ul este destinat luminilor care au o montură Bowens, care este una foarte wide folosită la luminele puțin mai profesionale, adică cam toate au montura asta Bowens, care are 3 pini așa pe margine. Spotlight-ul se montează la fel de ușor ca oricare alt light modifier care are o montură Bowens. L-ai pus, l-ai rotit, ai auzit click-ul și știi că e safe. Să-l întoarcem ăsta așa către perete. Băgăm în priză. Cum o să-l pornesc, o să vedem cum arată proiecția folosind un spotlight. Nu ai cum, e imposibil să obții o astfel de lumină fără un spotlight. Într-adevăr, și un clopot de genul direcționează lumina oarecum rotund, focusat într-un punct. Nu ai cum să obții efectul ăsta foarte, foarte focusat, foarte rotund, perfect, fără un spotlight. După cum vă ziceam, Amaran 300C este o lumină RGB, de aceea poți să o folosești la un alt nivel. Poți să exploatezi spotlight-ul ăsta la maxim. Hai să vă arăt cum putem închide lumina și să ne folosim de aceste mânere, să zic așa, ca să creăm tot felul de efecte. Practic acum am făcut un pătrat, să zicem așa, fără să fac nimic. Cu spotlight-ul care e rotund, are niște lentile sferice, am putut obține pătratul ăsta aproape perfect. Dacă aș sta acum, aș putea să-l fac și mai bine și nu știu cât de bine vedeți. În momentul ăsta voi aveți focusul pe perete și după cum vedeți nu e foarte bine focusat. De aceea o să ne folosim de focusul ăsta ca să focusăm pătratul să fie și mai perfect. Trebuie să nimerești un pic. Așa arată autofocus maxim și putem să-l aducem la nivelul maxim de focus, care cred că ar fi ăsta. Deci e o diferență, faptul că poți face focus îți dă o flexibilitate și mai mare când vine vorba de lumina pe care o folosești în filmele tale, în scurtmetrajele tale, în reclamele tale, în toate modurile posibile, poți să jonglezi foarte tare cu cum arată lumina. Și acum o să folosim asul din mânecă să vedem cum arată fiecare formă din asta în parte și să vedem cum exact face proiecția aia. Pentru cei care n-ați mai văzut tipul ăsta de proiecție cu forme, o să vi se pară sincer un pic impresionant, pentru că pe mine m-a impresionat, sincer să fiu. Hai să o băgăm pe prima să vedem cum arată. Ok, nu o să înțelegeți prea multe, dar o să fac acum focusul. Cam așa arată prima formă și am putea să folosim o altă culoare pentru a ajunge la un efect de geam, de lumină, de seară, de becurile care bat în casă și trec prin chestiile alea și arată cam așa. Adică poți să creezi efecte fake, să zic așa, care nu există, de fapt nu e o sursă naturală de lumină, poți imita foarte, foarte multe chestii cu ajutorul acestor forme. Trebuie să ai mare grijă, în schimb, când scoți formele astea de aici, pentru că ard, efectiv, sunt foarte, foarte fierbinți. Dacă nu ai grijă, s-ar putea să te arzi la mână. Hai să vedem următoarea formă, care este focul ăsta. L-am pus invers, dar arată cam așa. Mie, sincer, nu-mi place asta foarte, foarte mult, așa că să trecem la următorul. Nu prea plac chestiile astea așa cum tribale, să zic. Mi-am dat seama acum, practic, că spotlight-ul ăsta are un efect de inversare. Dacă eu pun fulgerul ăsta cu capul în jos, cum ar veni, mi-l întoarce invers. Așa că trebuie să-l pun invers, să fie proiectat invers. Nu știu dacă înțelegeți la ce mă refer mai exact. Așa arată fulgerul și dacă trecem pe o lumină, nu știu, albastră, să zicem, așa, ar arăta mai interesant, mai mișto a fulger. Ăsta ar fi următorul pattern, cercurile astea despre care vă vorbeam. Mai avem liniile astea abstracte care arată cam așa. Pentru următorul o să schimb lumina înapoi la un portocaliu, pentru că sunt frunzele alea despre care vă ziceam. Efectul ăla de parcă trece lumina printr-un copac cu frunze, mi se pare că arată foarte tare. Trecem rapid, rapid prin toate, pentru că știu că timpul vostru e foarte prețios. Mergem la următorul, care sunt cărămizile și uite că se potrivește cu culoarea portocaliu pe care am ales-o deja. Cam așa arată cărămizile, mi se pare că și ăsta e un efect super tare care poate fi folosit într-o grămadă de moduri creative. Următorul ar fi liniile astea verticale, care mi se pare bine că arată pe o culoare gen albastru sau chiar verde, pentru că mi se pare așa mai Matrix din alt film. Următorul este gardul ăsta din plasă, din sârmă, care și ăsta arată interesant, n-am să vă mint, și îmi place cum arată și cum se vede, mai ales pe cameră proiecția asta, mi se pare super tare și cred că ăsta o să-l folosesc destul de des. Următorul este logo-ul de la Aperture, la care trebuie să le mulțumim, pentru că fără ei nu ar fi fost posibil acest video. Dar vă dați seama că nu o să folosim foarte des acest pattern cu un logo, așa că să trecem la următorul, care sunt iară niște linii din asta
astea ca de gard, nu știu ce înseamnă mai exact pattern-ul ăsta, dar cum ziceam, toate chestiile astea sunt făcute să fie folosite în moduri foarte creative, adică nu știu, poate că faci un efect super super tare cu o chestie la care nu s-a gândit nimeni, cum ar fi liniile astea. Hai să vedem cum arată și ăsta. Nu arată nimic cum ar fi cărămizile sau luminile care trec prin jaluzele sau așa, dar este o formă interesantă pe care sigur, sigur poți să-i găsești o întrebuințare la un moment dat într-un proiect. La fel când vine vorba și de cercurile astea, care sunt pur și simplu niște cercuri care arată o bacterie din punctul meu de vedere, dar cine știe cum o poți valorifica. Următorul pattern avem nori, am schimbat culoarea pe albastru, cam așa arată norii și vedem că trebuie să îi focusez din nou un pic. Ăștia ar fi norii, zic eu că sunt niște nori, nu știu dacă sunt chiar niște nori, dar eu așa zic că îs. Și ultimul, dar nu cel din urmă, cel mai interesant și cel mai așteptat, cel mai folosit de toată lumea pe YouTube, jaluzele. L-ai pus pe galben și nu ai cum să dai greș, pentru că mereu efectul ăsta de jaluzele arată foarte bine în spate, pare că trece lumina pe undeva. Mie îmi place personal, nu o să vă mint, cred că ăsta o să fie cel mai folosit și de către mine. Hai să vorbim un pic și despre preț. Spotlight SE îl găsești la un preț de aproximativ 1800 de lei. El la pachet vine cu ce v-am arătat până acum, doar că mai poți să cumperi accesorii adiționale, cum ar fi acest iris despre care nu v-am povestit. Am omis să menționez despre irisul ăsta pentru că nu vine la pachet cu toate chestiile astea, îl cumperi separat, dar irisul ăsta ce face, joacă fix rolul unei diafragme, adică practic lasă lumina mai multă sau mai puțină să intre și am să vă arăt cum funcționează și ăsta. Odată ce l-ai pus, dacă e închis la maxim, o să arate așa, vedeți că limitează foarte mult din view și cu cât îl deschizi, pe măsură ce îl deschizi, o să obții mai mult din imaginea ta până la full. Adică dacă e deschis maxim, o să vezi tot, dacă e închis la jumate, o să înceapă să se rotunjească toată imaginea și o să fie așa, dar o poți focusa pur și simplu niște linii. Toată ideea unui astfel de accesoriu, cum e Spotlight SE-ul ăsta, împreună cu o grămadă de alte chichițe mici pe care le poți cumpăra ulterior, au rolul de a te lăsa să customizezi lumina într-o grămadă de moduri creative. No, acum întrebarea e, merită 1800 de lei? Eu zic că da. Adică deja când ai nevoie de o astfel de jucărie, bănuiesc că și faci bani din treaba asta video-foto, nu doar o faci ca o pasiune. Nu știu dacă o să-și ia cineva lumina asta să facă poze acasă copiilor sau ceva de genul, deci clar, ești un pic mai professional, vrei să duci treaba la un alt nivel, deci 1800 de lei nu mi se pare deloc o sumă mare când vine vorba de ce îți oferă acest spotlight, adică un efect, o lumină pe care nu ai cum să o obții altfel. Am încercat o grămadă de moduri DIY cu carton, cu tot felul de chestii, tuburi făcute special, dar nu a ieșit niciodată și nici nu o să iasă. Ba mai mult, s-ar putea să dai foc la casă dacă folosești chestii din carton DIY, pentru că se încălzește extrem, extrem de tare. În momentul în care direcționezi lumina într-un punct fix, cam asta se întâmplă, se încinge treaba. Lăsați-mi în comentarii părerea voastră dacă vi se pare că merită sau nu astfel de jucărie și până data viitoare, eu am fost Coco.